Trebuie doar să apeși pe el și atât, ia. Am apăsat pe el, da? Mă, ce doamne iartă-mă, se întâmplă cu jocul ăsta, mă, frăciorii mei. O să-mi dau Hyper Charger dacă se poate să-i pot da damage destul de mare și Gadget. L-am bubuit efectiv pe om. După 4 zile în care am lipsit și am fost plecat de acasă, în sfârșit am venit cu noul update de pe Brawl Stars, dar urmează și cel de pe Steam Guys pentru că avem o grămadă de prezentat. Salutare tuturor și bine v-am găsit la prezentarea update-ului de pe Brawl Stars cu noul sezon, noul brawler cromatic, dar și o nouă abilitate numită Hyper Charge. Am revenit și noi de la Iași, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți acolo, am făcut o grămadă de poze și mai ales ziua de duminică, chiar a fost o nebunie totală, ați fost cei mai mulți atunci și chiar vă mulțumesc. Fără să mai prelungim, știți deja, trebuie să apăsați butonul de like și de abonare, chiar în modul acesta avem și un skin, de fapt mai multe skin-uri de dat pentru voi, o să facem azi live pentru că e posibil, nu știm sigur să vină update-ul de pe Brawl Stars, dar o să avem și un turneu de la ora 4 jumate, mi se pare, pe Stumble Guys. Deci nu este nicio problemă că probabil o să facem și live episodul ăsta sâmbătă de dimineață. Ceea ce este cel mai important este să aveți și codul Mădălin pe shop dacă vreți să participați ca să câștigați aceste skin-uri. Deci codul Mădălin pe shop și că e pe Brawl Stars și că e pe Stumble Guys. Ok, vreau să vă prezint noul brawler din noul sezon din Brawl Pass. Vedeți bine că o să-l cumpărăm. Vreau să vă arăt ofertele acestea. Vedeți bine că eu am contul nemaxat. Deci am Power 1, acesta este contul pe care am făcut opening cu Star Drop-uri și după cum observați, îți apar oferte aici pe shop. Sunt oferte la 9600 de coinsuri, unde ți-l poate da pe Colt Power 11 și îți dă și Hyper Charge și o grămadă, după aia poți să dai gemul ca să faci max level. Ok, deci sunt oferte separate și complet diferite. Bineînțeles ce avem noi Hyper Charge ca să prezentăm acum. Sunt pe acești brawler și pe noul brawler cromatic. Dar până una alta, probabil că nu vreți ca să luăm noi ofertele astea și să le cumpărăm pe absolut toate. Am vrut neapărat ca să vi le arăt că există posibilitatea ca tu să cumperi cu gemuri colector pack-ul acesta sau poți să-l cumperi cu coinsuri care costă 9600 de coinsuri. Haideți să maxăm tot contul și să vedem care sunt hyper charge-urile acestea și să luăm și Brawl Pass-ul după aceea, bineînțeles, cu codul Mădălin pe shop. Și în sfârșit am maxat și eu tot contul. Eu m-am uitat la Brawl Stars că mare parte, dar vreau să vedem și să descoperim împreună ce fac aceste hyper charge-uri. După cum observați, apare cât se poate de fain aici culoarea aceasta, că neapărat la level 11 o să-ți dea hyper charge-uri. După cum observați, wow! Au schimbat efectiv cu totul iconițele acestea. Și dacă dăm noi pe Hyper Charge, uite că apare aici și spune: superul lui Shelly o să fie cu 33% mai larg, speed-ul o să fie cu 25% mai mare, damage-ul cu 25% și shield-ul cu 15%. Mamă, frate, uitați-vă câte îi dau, câte bonusuri îi dau lui Shelly. Bă, mi se pare ireal. După aceea avem la Colt următorul, care acesta îi dă Bullet Storm 20% wider, speed 30%, damage 30%, shield 10%. Incredibil așa ceva. Ia, la Bull ce avem? Avem speed 25%, damage 10%, shield 30%, bulldozer redus damage taking by 80%. Ce, mă? Bull cu 80% damage când aibă când are hyper charge-ul activ? Vă vorbesc serios, să-ți bagi joc de mine? Ce, mă, cu hyper charge-ul ăsta? Deci avem Shelly, Colt, Bull, avem chiar și pe brawler nou cromatic, avem și pe Jackie. Holy moly, slow down nerby enemies, adică 1,5 secunde dă slow, speed, damage și shield și acest caracter. Și cât de fain este că ți apare aici cu max level, deci neapărat trebuie să ai level 11 ca să ai acest hyper charge. Ata și mai avem și pe Spike ca legendară, ia asta ce zice, stick around has 20% large area, wow, cred că pe super, dar cu 20% mai mare a aria aceea și speed este 30%, damage 20% și 20%. Bă, dar nu contează, vreau să luăm brawlerul cromatic, să luăm PES-ul neapărat și să vedem hyper charge-ul ăsta pentru că sunt foarte curios. Avem aici PES-ul care este din sezonul 20, Back to Ranger Ranch se numește. Dăm 169 de gemuri și l-am cumpărat, bineînțeles că acest PES este totul normal, adică nu este absolut nimic schimbat la el. Este identic, nu avem recompense noi, doar că normal, spray-urile și la tier 30 îl avem pe Pearl, automat îl deblochezi. Și după aceea mai ai tu o grămadă de recompense pe aici, uite chiar și player icon-ul ăsta care arată foarte tare și îmi place efectul acela special. Și emote-uri o grămadă pe Pearl, când vom trece la prezentarea lui o să vă arăt și emote-urile și ce face el mai exact. A da, și la tier 70 avem și skin-ul ăsta care arată genial, bro. Se cer skin-ul ăsta pentru brawler cromatic, cred că merită, dar rămâne să vedem în meciuri. A lol, și acum observ faptul că avem chiar și emote-uri cu hyper charge pe acești brawleri. Ia să vedem, deci superul odată ce dau hit, wow! Deci se încarcă și superul și hyper charge-ul în același timp. Bineînțeles,
mai rapid superul decât Hypercharge-ul. Dar fii că odată ce e superul încărcat, Hypercharge-ul se încărcă mai rapid, vorbe serios. Și acum, dacă eu dau superul, Hypercharge-ul rămâne încărcat. Și acum eu trebuie să țin pe Hypercharge? What? Bro, uite-te la Shelly, ești nebun la cap! No, deci nu-i posibil așa ceva. Deci nu-i posibil așa ceva. Și eu nu pot să opresc Hypercharge-ul ăsta absolut deloc. Deci odată ce este nervoasă Shelly, Hypercharge-ul este în continuu, bro, vorbe serios. Trebuie doar să apeși pe el și atât. Ia, am apăsat pe el, da? Mă, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă cu jocul ăsta, mă, frățiorii mei. Bă, nu mă joc cu Hex sau ceva. E varianta oficială. Deci așa o să fie Shelly în varianta oficială. Dacă dau super, se încarcă mai rapid Hypercharge-ul. Deci nu, mi se pare ireal. Deci nu e posibil așa ceva, bro. Cu siguranță nu o să fie bug-uri sau ceva de genul noul update. Nu știu, întreb și eu pentru un prieten. De data aceasta, haideți să trecem la Colt și să îl prezentăm pe acesta cu Hypercharge. Ia să vedem acum, aproape. Și dacă dăm Hypercharge-ul, ce se întâmplă? 936. Ce vrea să zică mai exact aici la Colt? Pentru că nu am văzut foarte bine ce se întâmplă. Ia, mai dăm o dată, da? Super, bro, uitați-vă cum se vede. Wow, incredibil, bă. Și cu cât ai mai multe superuri, cu atât o să țină mai mult Hypercharge-ul. Da, bă, deci este pe bază de super acest Hypercharge. Vreau neapărat să mai vină o dată robotul acesta, că pe hit nu am văzut ca să facă ceva anume. Deci dăm ăsta. Pe hit nimic, dar pe super. Da, 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 deci totul este la super. La fel ca și la Shelly. Când dă superul, nu când dă hitul se pune. Totul este în jurul superului. După cum se vede aici, super Shelly-ul este cu 33% mai larg. Ok, după aceea îl avem la Colt, unde spune că Bulletstorm-ul 120% wider, cred că mai lung s-ar putea, ceva de genul wider, mai lung sau mai lat, ceva de genul, în fine. După aia la Bull avem tot la fel cu super, dar acesta îi scade damage-ul pe care îl primește el cu 80%, păi și mai are și shield de 30%, păi și cât damage va încasa Bull, bro? Chiar sunt curios din câte superuri își încarcă acel, deci ok, 1, 2, 3, 4, 5 hituri în plin și a încărcat Hypercharge-ul. Perfect, perfect, avem 10.000 HP pe Bull. Mă, și Bull de când are atâta HP? Cumva au băgat damage și HP în plus la power 11, vorbesc serios. Dăm Hypercharge-ul. Avem 350 damage pe care îl încasăm. Foarte tare, bro. 350 în loc de 500. Dar stai puțin, că nu se pune. Pentru că noi avem Hypercharge-ul pe super, da? Deci noi odată ce dăm superul, avem acel scut. Deci trebuie din nou să dăm Hypercharge-ul, da? Ăsta vine roboțelul, dă noi damage, așa, 500, în fine. 350, bam, bam, bam. Și când dau superul, nu văd ceva wow cu Hypercharge la Bull. Și acum realizez faptul că acești brawleri, efectiv toți, la toți, bă, le-a crescut viața, man. Deci, efectiv, nu mai sunt brawlerii care erau până acum. Uite, mă uit aici la Burley, are 4800 și înainte Burley-ul, că acum mă uit și pe telefon pe varianta cealaltă, avea 3600 viață. Adică, din cauza Hypercharge-ului ăsta, a crescut la toți brawlerii damage-ul și HP-ul ca să-i poată ajuta. Avem chiar și pe Jackie Hypercharge, dar probabil că o să se încarce foarte greu. Uite că apare acolo chiar și Gadget, Star Power, dar și Hypercharge. Wow, câte hituri trebuie să dăm cu Jackie, bro! E o grămadă! Vai, nu o să fie chiar așa de ușor ca să-ți încarci superul, sincer, cu Jackie, adică Hypercharge-ul. Acum ni l-am încărcat mai rapid și hai să-l dăm, da? Deci acum noi am încetinit jucătorii din apropierea noastră cu 1,5 secunde. Cred că pe hit, odată ce dai hitul, ia să vedem. Sau nu, cred că pe super. Gata, m-am înțeles. Păi dacă totul e în jurul superului, dai Hypercharge-ul, este superul care dă încetinire. Da, dar nu-i ceva wow la Jackie. Pe Spike chiar vreau să văd neapărat acest Hypercharge, pentru că practic îi mărește area superului cu 20%, deci cu siguranță va fi foarte tare și cred că totuși își va încărca superul foarte rapid. Chiar sunt curios să mă bag în acest robot și să dau superul și să spamez în continuu. Ia să vedem. Deci un hit, două, ia uite-l mă cât de rapid, hai să vedem cât de mare îl va face. Bă, e mult mai mare, sincer, față de normal. Și uite, dacă dai hituri acolo, cumva Hypercharge-ul este ținut mult mai bine. Uite, vedeți cât de mică este raza. Wow. Am dat Hypercharge-ul și acum îl dăm așa, bun. Din nou cu un super. Bă, uite cât damage am dat, frate, și efectiv Hypercharge-ul rămâne în continuu încărcat.
în timp ce dau damage, am bătut easy robotul. Și acum trecem la piesa de rezistență, la acest brawler cromatic care are și el hypercharge, iar acesta se numește Pearl. Ei bine, el are o viață de 1400, 5 ori 520 atac și superul se numește Let Out Some Steam. Are și abilitate pasivă care zice This brawler damage increase slowly over time. Cu siguranță vreau să testez acest brawler. Avem aici Juice Do It și New Player Icon la Pearl și skin chiar pe el. Și încă unul cu 29 de gemuri, hai să-l cumpărăm pe acesta. Sigur că da, o să arăt și toate skin-urile după aceea și cât costă ele. Uite, ăsta este 149 de gemuri, dar pot să le ieși din PES. Foarte bine, mersi. Eu le-am luat de aici, Periscope Pearl. Ia uite, îți dă și emote. Da, adevărat, toate emote-urile lui le putem arăta chiar aici. Și wow, câte sunt, bă, băiatule, mă. Deci, sincer, înainte eu prezentam toate update-urile astea. Dracu, mai e cam irelevant. Uite, ăsta e de la Hypercharge. Acum, brawlerii care au hypercharge îi dau un emote. Vocea vreau să aud. Hai bă, bro, eu apăs pe el și nu mai merge ca să mă... Să mai poți auzi vocea lui? Ba da. În fine, e un fel de burley cu un pește în burtă, să înțeleg. Gadget-uri, să vedem primul. Next base, base attack, cookie damage, 60% extra. Deci următorul. Bun, interesant, timp de 3 secunde. După aceea next basic attack, shoots elef, 29% damage, overtime instant. Ok, o să le iau pe primul și star power tot pe primul, super will consum, bun. Credeți-mă, nu l-am văzut, nu l-am testat absolut deloc, e pentru prima dată când îl testez și îl vedeți și voi alături de mine. Deci 1400 este viața, bă, destul de mare, sincer. Wow, cât a hitul de lung are, bă, băiatule, bă. Vorbesc serios că ăsta este hitul lui. Mamă, ce de damage, păi zici că e Pam. Zici că e copilul Pam-ului. Și mai are o bară de sub el, dar nu înțeleg ideea. Cât despre hypercharge n-am văzut ce va face. Ia să testăm, cred că pe super, da? Dăm superul. Uelele, cât damage, bă, băiatule, bă! Bă, ce brawlerul ăsta, mă, mâncați și gura ta, uite-te și tu. Mai dă și knockback superul și efectiv mai dă și o grămadă de damage. Bă, deci vreau să mă uit odată pe acest brawler. Deci, hypercharge-ul. Let out some steam, love burning area de timp de 4-5 secunde. Foc? Speed 30% când ai hypercharge-ul, damage cu 20% și shield 20%. Incredibil așa ceva. Bro, și superul spune așa. Atac 5x520 și la super dai 3100 damage. Bă, păi e tare rău brawlerul ăsta, pe cuvânt. Pe bune te nu le iau și eu, cu codul Mădorin pe shop, le iau acolo, dar numai că o să vină luni, când începeți voi școala, deci o să fie ca nașpa. Dar e destul de tare mecanica, asta este un fel de PEM, tu poți să dai și de la distanță, deci asta este chiar, chiar tare. Superul, deci superul, efectiv dă damage, damage și knockback, 3600, stai puțin, dacă te duci mai aproape, dă mai mult damage, 3400, mamă, du-te bă de aici, acum sparge și pereții, deci nu e posibil așa ceva. Asta mai sparge și pereții, brawlerul ăsta? Ok, și bara de sub el. Ce face? Aaa, deci cu cât este mai încărcată acea bară, cu atât damage-ul este mult mai mare. Și cred că și pe super se pune, ia să vedem. Acum suntem la maxim. Uileu, cât damage! Bă, băiatule, bă, e prea nebun brawlerul ăsta, mă? Și după aia dacă eu dau toate hit-urile astea și efectiv se consumă bara aceea, damage-ul meu va fi considerabil mult mai mic. Ok, am înțeles. Acum vreau să aștept să se încarce bara și să dau superul, da? Bun, 3, 2, 1. Da, 5400 și de ce e incredibil așa ceva. Deci brawlul ăsta, odată ce are bara încărcată sub el, damage-ul lui este enorm. Deci dă până la 900 pe o singură pro. Damage per second, 5281. Și mai vii și cu superul și mai dai și cu ăsta 5425, sunt 10, 10.000 damage, uite-și, uite-și. Păi și bun, eu vreau să bar robotul ăsta și vreau să dau cu hypercharge și cu bara asta încărcată sub mine. Uite cât de fain este efectul ăsta când are bara încărcată. Hypercharge, da? Incredibil așa ceva, incredibil, bă, băiatule, bă, deci nu e posibil, bă, așa brawler, așa hypercharge. De fapt, eu am omis gadget-ul, deci eu pot să dau gadget-ul, hypercharge-ul în același timp și
Mamă, cât a damage-ul, bă, băiatule, bă, adevărat că și gadget-ul trebuie să-l folosești. Că despre cel doilea gadget, efectiv dă aliaților să-i heal odată ce folosește acel gadget, iar că despre star power, while the hit is over, 80% reduce damage taken by 20%, deci, practic, când bara aceea este încărcată de sub, deci aia se numește hit, practic o să încaseze damage cu 20% mai puțin. Deci nu e ceva wow la Star Power 2 și gadgetul 2, dar cred că o să iau și o Brawl Stars cromatic, mai ales că are și Hyper Charge din prima. Numai să vedem Hyper Charge-urile cât de rapid putem să le luăm. Uite, deci exact ce vă spuneam, dacă dai gadgetul, practic raza aceasta va da heal colegilor tăi. Și dacă bara va fi încărcată, vei primi mai puțin damage. Deci acum avem 500 damage ce ne dă botul. Da, se încarcă bara peste 80%. Acum avem scut și nu ne mai dă 500, ne dă 400. Chiar tare chestia asta. Acum, ca să terminăm cu aceste hypercharge-uri, pentru că după aceea o să trecem la prezentarea skin-urilor și la prețul lor. Ei bine, aceste hypercharge-uri, din ce am înțeles, o să vină câte unul pe săptămână, iar primul ar veni pe Cold, după aia Bull, Spike, Jackie, Shelly și Pearl. Și în fiecare săptămână avem o ofertă, ori 9600 de coinsuri, ori 299 de gemuri ca să o poți cumpăra dacă ai Power 11 pe Brawleri. Și după aceea, peste 2 săptămâni, dacă nu o vei lua, va costa doar 5000 de coinsuri și va apărea la Brawler Profil Screen ca să poți lua acest Hypercharge. Dar, din păcate, nu o să vină toate din prima zi a update-ului. Prima și prima dată o să vină pe Colt, se pare, după aia pe Bull, Spike. Deci se pare că cu brawlerii ăștia mai slabi și după aceea cu brawlerii mai buni. Sincer, aș fi vrut să vină toate hypercharge-urile odată să le testez în match cu jucători, dar e bine și așa că avem conținut câte unul pe săptămână. A, da, și până să trecem ca să vedem poziția de luz a lui Pearl, dar și al skin-ului său, vreau să spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți să ne apucăm de Brawl Stars, măcar să postăm un episod pe săptămână. Lăsați acolo în comentarii și un like neapărat. Poziția de luz a brawlerului normal. Opa! S-a ars prăjiturica și uite așa a fost game over, gata, s-a tăiat distracția. Băi, și fiți atenți ce interacțiune în match, 1500 are HP, acest power up, wow. Ok, vreau să vedem poziția de luz la skin. Ia, uimește-ne, să trăiești, hai să trăiești, te-ai dus de tot, brother, la apă, ai intrat la apă. Acum gata cu nou brawler, haideți să trecem la prezentarea skin-urilor și trec la primul skin pe care o să vi-l dau vouă gratis, care va costa 199 de gemuri. Acesta se numește Rodeo Hank și am de dat 6 skin-uri plus 1 al meu gratis pentru voi. Acesta o să îl primiți pe data de 15, dar eu o să fac extragerea probabil pe următorul live. Și tot ce trebuie să faceți, să vă abonați la canal, să apăsați butonul de like, să aveți codul Mădălin pe shop, ceea ce este cel mai important. Follow pe Instagram la mădălin.tarian23 pentru că voi verifica chestia asta, pentru că acolo vă voi da pe Instagram mesaj pentru a primi acest skin. Vreau să vedem cât de fain este acesta. O să-l cumpărăm chiar acum. Vedem și poziția lui de win. Ia uite-l, Rodeo Hank. Am văzut că sunt o grămadă de skin-uri și în acest update. Bro, aici îl avem pe Rodeo. Acest este skin-ul pe care îl dăm noi abonaților gratis. Deci tot ce trebuie să faceți, v-am zis, neapărat să vă abonați la canal și să aveți codul Mădălin pe shop, pentru că dacă nu, nu o să-l primiți. Momo, cât de bine arată în match, no way. Bro, bine, problema e 200 de gemuri. Nu cred că poți să le iei cu blinguri absolut deloc. Dar chiar arată tare. Chiar arată foarte tare, man. Și vreau să vă super, ok? Vreau să-mi încarc superul pe ăștia aici. 11600 are Hank în momentul de față, viață. Și azi dăm superul. Bă, du-te de aici, cât de șmecher e. Bă, pentru skin gratis chiar merită. Să ne uităm și la poziție de luz. Cred că e pierdere de timp. Mai bine hai să trecem să le arătăm pe toate skin-urile. Avem deja chiar și skin pe Cordelius, care el va costa mai exact 149 de gemuri sau 5000 de blinguri. Uite-l, bă, frate, cât de bine arată skin-ul ăsta. Hai să vedem poziția lui de win odată ce îl deblochez și îl iei. Mamă, incredibil, bă, cât de șmecher arată. Chiar arată foarte tare. Îți dă și emote acolo ca să te poți distra cu el. Eram puțin dezamăgit, dar după aia am realizat faptul că intrasem cu skin-ul default, adică cu caracterul default. Da, are efect special pe hit, chiar arată foarte bine. Ia să vedem superul. Mamă, cât de bine arată și superul, no way. Bă, da. Pentru 149 de gemuri sau 5000 de blinguri, eu zic că merită. Următorul skin este pe Willow și avem unul la 79 de gemuri și 2750, bine, de fapt, sau 2750 de blinguri, pentru că poți să alegi ca să-l cumperi cum vrei tu. Bă, dar arată destul de bine această Scorpion Willow. Ia uite-te la ea, frate meu. Nici nu mai cunoșteam pe Willow, mă credeți? Era să nu te recunosc, Willow. După aceea se pare că avem chiar și pe
Maisie, un skin. What? O grămadă de skin-uri, bro, în update-ul ăsta. Mamă, hit-ul chiar e tare la skin-ul ăsta. Deci pe cuvânt, 79 de gemuri sau chiar bling-uri și cred că mai mult ca sigur o să le iau cu bling-uri. Cu siguranță va merita pe deplin. Ia să vedem noi superul. Am intrat în mintea ta? Hai că am intrat în mintea roboților, că știți bine că chestia asta nu se poate. Între timp am făcut și niște trofee pentru a vă arăta că acest skin pe Maisie este aici, la Power League. Și chiar arată foarte bine skinul acesta, ați văzut și poziția de unde o să intrăm acum ca să-l testăm în match. Bă, pentru un Power League chiar arată bine Maisie, dar nu, și mie nu prea îmi place brawl-ul ăsta mai deloc. Poate că nici nu m-am jucat foarte mult cu el, cred, și din cauza asta skin-ul ăsta va fi ca să-l poți lua de la Power League sau cu 5000 de blinguri sau chiar 149 de gemuri. Deci nu vine să cred că în update-ul acesta avem chiar skin pe Rosa? Bro, vorbesc serios și uite cât de fain arată! Share Leader Rosa, 149 de gemuri sau 5000 de blinguri. Foarte tare, bro. Mamă, cât de mult îmi place skin-ul cum arată, man. Și e bine că nu-i schimb din ăla scump ca să nu-l poți lua deloc cu blinguri. Eu am o grămadă de blinguri și nu am ce să fac cu ele. Vreau să intrăm în mech și să vă arăt și loading screen-ul nou. Ia uite-l! Loading screen-ul cu mecha, skin-urile mecha, bro. Că avem un skin mecha Edgar. Mamă, cât de bine arată! Și Rosa, vezi că e meta în momentul de față. Chiar e foarte bună pentru că odată și încarcă damage, poate să-și încarce super foarte ușor și foarte rapid. Da, pe departe pot spune că skin-ul ăsta chiar merită luat. Și cred că o să fie unul dintre skin-urile mele pe care o să le iau. Că tot vorbeam de skin-uri scumpe, nici nu se putea pune problema ca să nu avem unul care se numește Jokstu. Băi, da, cât de bine arată, bă. 299 de gemuri nu poți să le iei absolut deloc cu blinguri. Deci până acum nici Hank-ul nu poți să le iei, că acela costă 199, dar pot să vi-l dau vouă și astea skin-uri, v-am zis deja chestia asta. Brawl Academy. Avem chiar și emote deja animat. Wow! Vreau neapărat să intru să-l testez. 299 de gemuri, cam mult, bă, bă, 100 de lei un skin de ăsta, voi vă imaginați? Și nu pot să le iei în vreun fel anume de pe joc. Ia, ce se întâmplă aici? Punem gadgetul, nu se întâmplă absolut nimic. Da, nu știu ce să zic. Bă, pe bune, 299 de gemuri. Opa, ia vezi. A, deci odată ce bați brawler-ul, ia uite ce efect are după ce bați brawler-ul, man. Da, mă, sigur, 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 cu asta, cu chestia asta m-a dat pe spate ca să-l pot cumpăra. Voi ce părere aveți? Merită luat sau nu merită luat? Vă las pe voi să spuneți în secțiunea de comentarii. Skin chiar și pe Squeak și vreau să-l vedem, ia uite-l, mă, Nerd Squeak. Da, ce frumusel e el ăsta cu dințișorii aia, 149 de gemuri sau 5000 de blinguri. E bine că putem să-l cumpărăm cu blinguri. Yay! Ia uite-l. Ah, nu i-am lăsat poziția de win, dar o lăsăm acum ca să vedem. E de bucuros el. Bă, dacă tot începe școala, are logică, nu? Este un matematician priceput în toate. Să facă calcule și să facă absolut de toate. Mamă, dar vezi că mai sunt o grămadă de skin-uri, bro. Eu văd aici că mai sunt multe skin-uri pe adăugate. Hit-ul chiar îmi place. Doar că, uite, acest Squeak a primit nerf, din ce a văzut în acest update. Ia să vedem superul. Superul uimește, mă. Chiozănelu, care aruncă cu mai multe chestii din astea micuțe. 149 de gemuri. Dar cred că îl voi lua cu blingul mai mult ca sigur. Se pare că skin-ul pe Ems a primit un fel de remodel, Mean Girl Ems, și are acele coarne. Și în rest nu mai avem nimic pe Ems aceasta. A, da, și o chestie ce probabil nu ați observat-o până vă mai arăta încă o grămadă de skin-uri este că în momentul de față avem 6 ghiluri, bine, pe unii brawler chiar și 7 ghiluri, iar acesta se numește Gadget Charge, unde dacă tu îl folosești în match, în loc de 3 gadgeturi pe match, îți va da 4, adică încă unul în plus, ceea ce mi se pare incredibil, bro. Deci dacă eu am ghilul acesta, în loc de 3 pe meci, o să am 4. Păi cred că majoritatea o să folosească acest gear, nu? Adică are logică? Ia, uite, s-a schimbat. S-a schimbat în cifra 4 acolo. Doar că am folosit un gear. Bro, ce se transformă Brawl Stars-ul ăsta, că nu înțeleg. Doar imaginați-vă că avem chiar și un skin de 299 de gemuri și acesta se numește Mecha Edgar. Uitați-vă la el. Nu poți să le iei absolut deloc cu blinguri și ci că o să vină prin octombrie. Wow! Chiar genial, bro, skin-ul. Avem și pin, adică, da, animat se pare. Vreau să-l văd în match. Și cred că la acesta
O să vedem și poziția de los neapărat, pentru că 299 de gemuri. Da, sunt 299 de gemuri. Hitul e tare. Nu ceva extraordinar care, sincer, să mă facă să pot cumpăra acest skin acum, pe loc. Nu. Deci credeți-mă, nu mă face ca să dau 299 de gemuri acum, dar poate dacă voi vă doriți skinul ăsta să puteți cumpăra, n-am ce să zic. Și aceasta este poziția lui Deluz. Nici aceasta ceva spectaculos care chiar să merite. Avem un skin drăgălaș chiar și pe Mandy, care se numește Handbook Mandy, și acesta costă 149 de gemuri sau 5000 de blinguri. Ei bine, skin-urile astea vor veni puțin mai târziu, în octombrie, unele și prin septembrie, văd. Da, interesant skin-ul ăsta. Avem și un pin, dar neanimat. Hai să vedem în match cum va fi acest skin și cum se va comporta. După aia mai avem Lunar Janet, 199 de gemuri. What? Pe hit, nimic spectaculos. Nu știu de ce aș cumpăra pe Mandy. E bun ca brawler, îmi place, dar cred că se descurcă bine și cu Momo, dar vezi că se încarcă mai rapid? Sau mi se pare mie? Gen, se dă mai rapid superul. Cred că doar mi se pare, s-ar putea. Doamne, de Janet preferata mea are skin numit Lunar Janet. Ia uite-te la ea, ce mai estoasă este. Nu putem să o cumpărăm cu blinguri decât cu gemuri, 199 din păcate. Interesantă cum arată, ia uite-o. Let's go! Hai să vedem un match. Până nu știu dacă a primit buff sau nerf în acest update. Sunt o grămadă de buff-uri și de nerf-uri. Sunt, da, uite, nu, Sandy, lol, super charge din 76 hituri. În sfârșit Sandy revine în meta, să sperăm. Mamă, cât de tare hit-ul, păpăiatule, bă. Vezi că e chiar fain. Chiar îmi place hit-ul ei. Dar încă este foarte slăbuță ca brawler. Chiar și superul e fain. I-a batugat 6400 viață. Incredibil. Păi și cam asta e tot update-ul ce vi-l pot arăta. Pe lângă faptul acesta avem și un mod de joc, Hypercharge Unlisted, unde aici poți să joci cu brawlerii aceștia noi care au hypercharge și să poți testa să vezi care merită cel mai mult luat sau să te joci și tu dacă chiar nu-ți permiți să dai bănuți sau gemuri pe acei brawleri. Și chiar e tare chestia asta, că uitați-vă cum apare cu semnul acesta al întrebării. Ia vezi că la modul ăsta de joc am prins chiar pe Shelly, pe Bounty. Mamă, lăsați-mă ca să-mi încarc superul să vedeți că nu aveți nicio șansă versus mine, băieții mei. 20 de steluțe. Pines. Let's go, let's go, let's go. Nu contează, nu contează, chiar dacă am picat. Nu mă interesează, vreau să am super încărcat. Să mă pot duce să dau acel hypercharge pe voi. Am 7400 viață cu Shelly. Păreri? Mi se pare foarte incorrect. Bun, let's go. Chiar dacă sari, te voi bate. Încă puțin și am hypercharge-ul. Te pot să dau și aici ca să-mi încarc mai rapid. Bro, nu! Mă, ce s-a întâmplat acolo? N-am apucat ce ca să dau super foarte bine. 18 din 20. Până mai încarc eu un hypercharge, s-a adus match. Și ultimul match de pe acest episod o să-l dăm cu păr la solo. Uitați-vă, am efectiv HP-ul meu. Bro, e mai mic decât HP-ul chest-ului, vorbesc serios. Incredibil, o avem pe B aici. Bibi, ce-a făcut așa, mă? Mă, ce-a făcut? Au făcut boții prea OP? Ia vezi că l-avem pe Bull aici. Ce zici, șefule? Vezi că am 4 gadget-uri. Dacă dau gadget-ul ăsta, ți-a zburat HP-ul. Boții ăștia sunt prea OP. Nu înțeleg ce s-a așa agitați. Uite la Bull. Nu-i mă pot bate liniștit cu el măcar. Bull. 1135, bă, ce-a făcut ăsta, mă? A dat acel... Ok, gata, l-am picat. Că a dat hypercharge-ul, altfel nu pot să-mi imaginez ce s-a întâmplat. L-avem pe Bo, care are 8 power-up. Ok, nu înțeleg ce se întâmplă, deci chiar nu pot să-mi dau seama cât de buni poate să fie acești brawleri. O să-mi dau hypercharge-ul dacă se poate să-i pot da damage destul de mare și gadget. L-am bubuit efectiv pe om, nicio șansă de fapt pe bot. Cam acesta a fost și episodul de astăzi, bineînțeles că o să vină în următoarea zi, de fapt nu mâine, poi mâine, următorul episod în care o să vă prezint următorul brawler care va fi în acest update. Sper cu toate astea că v-a plăcut, o să vină și episodul următor cu prezentarea noului update de pe Stam Guys și cu toate astea ne vedem pe live cu noul update astăzi. Toate cele bune, pa, pa!
subscribe, subscribe.